Horoscop săptămânal. Berbec. Te vei înțelege de minune cu oamenii din jurul tău în această săptămână, în special cu partenerul de viață. Vei rezona cu el și veți ajunge la un punct comun cu privire la o decizie pe care trebuie să o luați împreună. Veți ajunge la acorduri, astfel încât totul să fie benefic pentru amândoi. Trebuie să-l prețuiești mai mult și mai ales să prețuiești ceea ce face pentru tine, deoarece lasă mult de la el. Săptămâna aceasta culegi roadele muncii tale, poți fi mândru de rezultatele obținute, deoarece nu te așteptai să îți intre atât de mulți bani în cont. Este momentul perfect pentru a-ți planifica achiziții mai mari decât de obicei sau pentru a face planuri pe termen mai lung. Taur. Este momentul ideal pentru a rezolva problemele pe care ar trebui să le clarifici cu partenerul. Încearcă să fii mai înțelegătoare dacă vrei ca lucrurile să meargă bine. Pe weekend e posibil să petreciți câteva ore într-un local selectat. Profitați la maxim de această ocazie. Este momentul să-ți exprimi talentul nativ. Te va ajuta să-ți reglezi statutul financiar. Dă dovadă de mai multă receptivitate dacă vrei să nu ratezi oportunități importante. Dacă nu depui eforturi substanțiale, nu te aștepți să obții rezultate impresionante. Gemeni. Rămâi ancorat în realitate și astfel relația în care ești implicat nu va întâmpina probleme. Dacă ești căsătorit, astrele sunt de partea ta și vin cu vești bune. Poate fi vorba despre apariția unui copil sau despre o achiziție comună importantă. Dacă ești singur, încearcă să socializezi mai mult. Chiar dacă nu îți dorești o relație serioasă în acest moment, puțină distracție nu strică. La locul de muncă nu ocoli în această săptămână o problemă care nu te lasă să avansezi. E posibil ca o neînțelegere cu un șef sau cu un coleg să îți pună bețe în roate. Fă tot posibilul să clarifici situația pentru a putea pune mâna pe banii la care țintești. Rac. Situația ta amoroasă nu strălucește, însă nici nu ai motive să te plângi. Cumva monotonia își spune cuvântul și cuplul din care faci parte este lipsit de provocări. Dacă simți că acest lucru este apăsător, ia atitudine și vină cu o schimbare. Dacă ești singur, e posibil să rănești fără să vrei sentimentele cuiva. Ideile tale vor fi extraordinare în aceste zile. Expune-le și pune-le în practică cât mai curând posibil. Nu ai nevoie de permisiunea nimănui. Situația ta financiară este una bună și îți permite să duci la bun sfârșit tot ce începi. Dacă ești în căutarea unui loc de muncă, acum este momentul ideal pentru interviuri. Leu. Stai bine la capitolul dragoste. Nimic nu poate sta în calea fericirii tale. Dacă îți propui să cucerești pe cineva în această săptămână, rezultatele favorabile vor fi garantate. Dacă ești implicat într-o relație de lungă durată, cel mai probabil se vor risca unele confruntări cu partenerul de viață din cauza faptului că aveți priorități diferite. Ar trebui să te concentrezi pe noile planuri și obiective într-un mod calm și precis. Întotdeauna îți faci treaba cu serenitate și responsabilitate, iar acest lucru îți aduce atât o reputație bună, cât și beneficii financiare. Spre sfârșitul săptămânii, cineva îți va cere un împrumut. Oferă-l doar dacă ai încredere deplină în acea persoană. Fecioară. Săptămâna aceasta ar putea fi specială pe plan sentimental. Te simți în ton cu armonia din jurul tău. Vei simți că tot ceea ce începi pe plan personal are noroc și se dovedește a fi de bun augur, deoarece o faci din inimă. Fie că ești singur sau nu, o informație care ajunge la tine într-una din aceste zile îți va trezi amintiri neplăcute din trecut. Faptul că ești foarte realist te va ajuta în această săptămână să detectezi obiectivele pe care le poți atinge și care îți pot aduce beneficii financiare. De asemenea, ești foarte înțeleaptă și ai toate cunoștințele necesare pentru a realiza planuri de stabilitate economică. Așadar, puneți mintea la treabă pentru a termina totul rapid și eficient. Balanță. Astăzi o să descoperi că timpul petrecut alături de partenerul tău este cel mai important. Încearcă să te concentrezi doar pe lucrurile care contează și să lași deoparte orice potențial factor perturbator. Continuă să-ți urmezi instinctele. Nu traversezi o perioadă prea bună din punct de vedere financiar și dacă nu vei fi puțin mai chipzuit, s-ar putea să rămâi fără economii. Încearcă să renunți la acele cheltuieli care nu sunt neapărat necesare. Din fericire, partenerul tău va ști cum să te tempereze. Scorpion.
Dacă încă ai impresia că ești șeful în relație, s-ar putea ca după această săptămână să-ți reconsideri poziția. Sunt mari șanse să fii pus într-o postură dificilă din care să scapi doar datorită partenerului tău. N-ar strica să-l apreciezi mai mult. Chiar dacă vei avea o săptămână bună din punct de vedere financiar, asta nu înseamnă că trebuie să faci excese. Încearcă să păstrezi echilibrul în tot ceea ce faci și pe cât posibil să asculți de ceilalți. Ca să-ți mărești câștigurile, amintește-ți că poți oricând să depui un efort mai mare. Săgetător. Te afli într-un moment important în care trebuie să cântărești ceea ce simți și să iei o decizie cu privire la relația în care ești implicat. Dacă nu ești mulțumit de ceea ce trăiești, poți pune punct. Dacă ești singur, încearcă pe cât posibil să nu te arunci într-o relație din cauza plictiselii. Din punct de vedere financiar, situația ta este una bună. Îți poți permite în această săptămână să faci o achiziție pe care ți-o dorești de multă vreme. Poate fi vorba despre un apartament sau o mașină. Chiar dacă ești nevoit să faci o rată pentru asta, ai un avans substanțial. Capricorn. Nu ar trebui să te concentrezi doar pe defectele partenerului de viață. Chiar dacă acum traversați un moment mai delicat, trebuie să fii conștient că viața în doi vine cu bune și cu rele. Dacă sunteți cu adevărat puternici, veți trece și peste asta. Dacă ești singur, nimic nu te poate opri să te distrezi, chiar și cu riscul de a frânge inimi. Situația ta financiară este una excelentă. Te bucuri de o perioadă bună care îți permite să te relaxezi și să îți reîncarci bateriile pentru planuri profesionale ori afaceri noi. Dacă cineva drag are nevoie de ajutorul tău, oferă-l fără să stai pe gânduri. Și bonus, câteva sfaturi. Vărsător. Situația ta amoroasă este una prea liniștită. Însă ție îți plac provocările. E viața așa cum vine și o trăiești din plin. Fie că ești singură sau nu, iei lucrurile deloc în serios. Iubești fără bariere. Continuă să te bucuri de ceea ce viața are să îți ofere. În această săptămână o să ai parte de o surpriză plăcută din punct de vedere financiar. Nu este exclus să obții o promovare la locul de muncă sau poate chiar un câștig mai rapid. Indiferent despre ce este vorba, împarte bucuria cu cei dragi. Pești. Viața ta sentimentală traversează o perioadă bună. Nu ești complet mulțumit de ea, însă știi că ești capabil să o îmbunătățești. Nu ești genul care să renunțe ușor la primul hop pe care îl întâlnești în cuplu. Dacă ești singur, vei cunoaște pe cineva care te va atrage pe loc. Nu e dragoste la prima vedere, e pasiune erotică. Nu stai nici bine, nici rău cu banii. Te descurci astfel încât să nu rămâi cu datorii. Însă, nu îți poți face mofturile. Astrele te sfătuiesc să faci o schimbare de carieră, deoarece aceasta este singura soluție de a-ți crește veniturile în acest moment. Horoscopul săptămânii.